Salut! Bine v-am găsit și acum vreau să vă arăt cum se face un invoice și pașii până la invoice de pe telefon. Păi, ai în primul rând toți pașii ăștia de la A la Z și sunt foarte importanți. Adică, când pleci de acasă și te duci spre colectare, e bine să apeși pe On My Way to Pickup. Aici în videoclipul ăsta am făcut-o în livrarea asta, am o mică greșeală, pentru că după ce am încărcat, eu am apăsat pe toate trei, că am mai avut și alt job înainte. De ce contează chestiile astea? Pentru că tu când pleci de acasă, tu s-ar putea să, dacă n-ai plecat în timp, ei o să te sune și o să te întrebe pe unde ești, ce faci, de ce n-ai plecat, de ce nu, chestii de astea. Și poți să eviți un telefon aiure. După aia, aici, astea două sunt foarte importante. Pentru că, din momentul în care tu ai apăsat pe on-site pickup, da, și până la momentul de loaded, poate să treacă o jumătate de oră, poate să treacă o oră, poate să treacă o oră jumate. Și tu, dacă nu le-ai pus pe astea cum trebuie, tu nu poți să ceri nimic în plus. Mulți o să scrie în booking notes acolo, cum v-am arătat în videoclipul după calculator, ce oferă în plus. La TIR, de exemplu, oferă 25 de lire în plus, la dube mici oferă 5 lire, 10 lire în plus. Eu, de exemplu, în momentul de față, de aia zic că aici a fost o greșeală, eu, chiar dacă am stat, să zicem că am ajuns la 9 dimineața acolo, chiar dacă am încărcat la 10, eu nu pot să dovedesc chestia asta. Pot să dovedesc, dar mult mai greu. Dar asta e cel mai ușor. Deci, când ai plecat de acasă, la ora 9, să zicem, ai dat, la 9 jumate ai ajuns acolo, la 10 ai încărcat. Tu, dacă jumatea de oră vrei să chiar faci bani, ți se pare ție că chiar ai stat prea mult la ei și au fost niște îngânfați la colectare și bla bla bla, ce vrei tu, nu o să fac chestiile astea prea des. Dar dacă crezi că ai stat prea mult, o oră, tu îi suni pe ea înapoi și le zici, uite, am stat așa. Și ei, evident, se verifică cu aplicația. După ce ai făcut loaded, asta e clar, te duci spre livrare. Și ai ajuns la livrare la ora 11:39, în cazul ăsta de față. Și după aia trebuie să-i dai că e livrat. Slash POD. Trebuie să creăm POD-ul. Că astea sunt cele mai importante chestii. POD-ul cu factura. Dovada de livrare și factura. Corect? Și în România, și în Germania, la fel, peste tot. Și îi dai pe livrat. În momentul ăla îți apare jobul pe care l-ai avut în față. Trebuie să iei numele întreg sau prenumele, na, numele întreg cel mai bine, cine l-a primit. Astea cu steluță, de fapt, dacă nu le completezi, nu o să te lase. După aia îți cere semnătura, poți să o pui, poți să nu o pui, te pune automat save, add POD, ăla e cel mai important. Și acum la fel avem două variante. Prima variantă e să faci ori poză la factură, dacă primești facturi, faci poză la factură cu semnătura lui Gemma, se pare că ai semnătura Gemei, sau poză la pachet, la conținut, la ce ai livrat, în cazul de față un butoi de bere. Eu prefer să fac poze la ambele, pentru că ești mai sigur, mai bine să te joci, să play safe, mai bine să fii sigur de ce faci, decât să stai să nu-ți primești banii la timp și nu știi de ce și ei o să te întrebe, păi n-am aia, n-am aia, n-am aia. Care se întâmplă în câteva cazuri. Deci mai bine să faci poză și la aia și la aia. În cazul de față eu am făcut poză doar la asta, pentru că deja butoiul se dusese în beci și nu mai aveam cum să mă duc în beci să fac poză la butoi. De preferat e după ce ai dat paletul, ai vorbit cu Gemma, în cazul de față, i-ai luat semnătura și gata, poți să faci poză la livrarea aia în locul ăla. Adică eu, de exemplu, dacă am livrat la un pub, fac poză în interiorul pubului, corect? La butoiul ăla de bere. Și așa se vede unde ești. Adică nu-i faci poză în fața casei tale, că se vede clar că nu e livrarea cum trebuie. Știi? Adică trebuie să fii cât mai sigur. Repet. Bun, te pune să crop image, asta e un sistem al lor, dacă vrei tu muți chestiile alea albastre, le muți stânga, dreapta, înainte, înapoi, îi dai că ok, după aia te pune să rotezi,
Rotești. Nu, rotești, scan complet, corect, în momentul de față e făcut PDF în podul. Și se vede ce îți mai cere, da, îți cerea good inwards mai sus și câte bucăți. Tu poți să pui, tu pui realitatea, na, unul în cazul de față, când nu știi ce e, pui ce vrei tu, pui 1, pui 0, la fel e bine să fii, să ai cât mai multe detalii. De exemplu, la greutate e bine să o treci care cât mai multe detalii, cel mai bine, pe aplicația asta. Ok, acum în funcție de cum merge internetul, tu se salvează. Și între timp mai apare și câte o ofertă. Din câte se vede, oferta asta e din RH10, din Crawley. Eu fiind în Brighton, te gândești, mă, să o iau, să nu o iau. În cazul meu de față, când am făcut jobul ăsta, mai aveam un job de la aceeași firmă și trebuia să mă duc în Izbor, deci nu puteam să iau jobul ăsta, așa că îl lași, n-ai ce să faci. Bun. Aici, la Combine POD, practic ăsta e ce o să găsești și pe calculator. Și POD-ul ăsta combinat, adică cu semnătură, cu poză, semnătură, poză și semnat, tot ăsta, cu factura, le trimiți prin poștă sau la, prin e-mail, sau și le iau ei de pe CX singuri. Și acum mai dăm Create Invoice, evident, și ca pe calculator o să ai toate detaliile. Între timp el te întreabă dacă vrei să îți updatezi statusul, pentru că tu în momentul în care ai luat un job și apeși pe pașii aia, da, on my way to pick up on site delivered, tu o să fii cu roșu, apare că ești la un job și cineva, dacă te vede prin zonă, un transportator, dacă te vede prin zonă și vrea să care ceva repede, tu apar cu roșu, deci nu te sună pe tine. Deci în momentul de față care dai yes, tu o să apari iar cu verde și lumea poate să te sune iar. Dar noi o să dăm nu, pentru că v-am zis, mai aveam de dus două fly cases în Eastbourne. Acum sus apare notificarea și din pool, care e foarte departe de Brighton. Păi, apare pentru că tu primești notificări din zona în care ești și din home location, din zona în care stai, locuiești. Pentru că tu dacă vrei să mai iei un job, de exemplu azi, te întorci acasă, găsești și joburi de acasă. Dacă vrei să iei pentru mâine, de exemplu, pe la 5 seara, ți apar de acasă joburi, da? Dar și de unde ești. Și poți să-ți iei și pentru mâine. E foarte bun făcut sistemul ăsta ce e. Noi o să dăm nu. Și cum ziceam, Stellar Business, ai aici toate detaliile, cât costă, VAT. Evident că VAT. Dacă nu vrei VAT, dai click pe la primul, de rămâne blank, dacă nu ești înregistrat la VAT. Dacă ești cu VAT, cum sunt eu, cu VAT. Bun. Hai să detaliile aici, totul automat se vede, uite, un check și dai save. După ce ai dat save, capă calculator, apare cu verde și în momentul ăla tu decizi cum vrei, tu decizi. Tu cauți și trimiți mai departe factura și podul. Dar de aceea e mai bine pe calculator, pentru că vezi și ce vrea fiecare transportator. Aici nu prea poți să vezi așa ușor. Și dacă v-a plăcut și ați înțeles treaba și sper să fie foarte util videoclipul ăsta, lăsați un like, subscribe și ne auzim la alte videoclipuri. Mulțumesc!